regăsit la un nou episod captivant Mașini și Afaceri. Astăzi un test cu noul Mercedes-Benz CLS prin Bucureștiul răsfățat zilnic de reflexiile 007 ale unor automobile excepționale. În a doua parte vă invităm la Transportul Viitorului, o trilogie dedicată de opotrivă tehnologiilor auto și detalierii unor subtilități tehnice insolite. Să pornim un test Mercedes-Benz CLS 400 cu masaj incorporat, dar și cu haine incorporate. Acorduri urbane despre o mașină și o afacere în deplină armonie. Dirigează Cosmin Tudoran. Era într-o zi de marți spre joi când primesc un SMS pe la 12:30. Bă, băiatule, du-te la Inter față, că în parcare te așteaptă ceva. Stați un pic. Da, uite, un alt SMS îmi spune, de la Dan: te rog frumos, du-te la administrativ în parcare de la Inter, că te așteaptă o cheie. O cheie de mașină. Sunt Cosmin Tudoran și priviți o nouă ediție Mașini și Afaceri. Iar pe mine mă așteaptă habar n-am ce. Hai să vedem! Bună ziua! Bună ziua! A lăsat cineva ceva pentru mine? Cosmin Tudoran sunt, la mașină. Bună ziua! Ce anume? Ok? Da. Ok. Franceză? Nemțească. Cum? Nemțească. Nemțească. Bun, păi nu. Cât costă? Destul de mult, 100.000 plus. 100.000 plus ce? Euro. Nu știu dacă o iau, dar măcar să încerc, pot? Faceți-i o probă. Ia. Oh, ce tare. Mulțumesc frumos. Da, revin. O găsiți la nivelul minus 2, locul 230. Minus 2, 200. Mulțumesc. Bă, băiatule, ce mașinuță! Păi ești nebun! Mă tem că nu sunt pregătit pentru așa ceva. Tablă. Plastic. Din păcate, am senzația că nu sunt pregătit pentru limuzina asta. N-aș vrea să par cocalarul secolului. Știți, eu am venit de la piață. Am impresia că mașina asta nu se conduce astfel îmbrăcată, așa că va trebui să-mi ajustez veșmintele. Hai să dăm o fugă undeva. Mamă, cum e asta? Bă, băiatule, ce piele! N-am văzut atâta piele albă de când eram mic. Bănuiesc că e la buton, exact. Start engine. 75 de iPad-uri puse de-a latul. Do not let command distract you from the traffic situation. Ați înțeles? Vă traduc. Nu lăsa comanda să te distragă de la trafic. Lasă comanda la cineva în spate. Eventual, la nevastă. Bine, nu e o mașină pentru oameni căsătoriți. Părerea mea. E o mașină pentru oameni care caută să fie căsătoriți. Sau care caută, punct. Se... înțelegeți. Trăiți? Vă salut! Aș ieși și eu, dar... Păi, cred că ați putea să-mi dați ceva. Păi... V-am dat cheia? Mi-ați dat cheia, dar nu... Păi și cât costă? 35.000. Păi nu mașina, biletul... Ăla o să treci. Asta e gratis. Vă mulțumesc frumos! Foarte mișto ați făcut aici la parcare. Vă mulțumesc, la revedere. Sper să nu vă mai aduc. La revedere! Să mă așez bine în scaun. Iată-mă la bordul unui CLS. Păi, în prima fază avem parte de o limuzină, nu?
Nu e o mașină de familie, cred că e o mașină de business, e o mașină care să, nu știu, să te ducă dintr-un punct în altul cât mai luxos și cât mai confortabil cu putință. Interior. Bă, piele albă ca asta n-am văzut de mult. Sunt foarte curios dacă într-un spațiu ca Bucureștiul, care e cam plin de praf, pielea asta se păstrează. Bordul este covârșitor, este ceva, da, superb. Este o inserție de lemn din ăsta, nu știu, de tei, fag, paltin, frasin, o nuanță din asta super gris, așa spre alb, mai degrabă de mesteacăn. Pielea de sus este o piele bordeaux foarte, foarte mișto. Mă rog, un prim lucru care mă surprinde plăcut sunt pernele din scaune. În momentul dacă te joci puțin, să umflă astfel încât să te țină în scaun. Mamă, dar ce bine e! Și primul lucru pe care l-am descoperit la mașina asta este următorul. Are masaj în scaune! Are încălzire cât și ventilație cu 3 trepte, dar cel mai important este că la seat șoferul cât și pasagerul din dreapta are masaj și putem să alegem între 6 soiuri de masaj. Două calde, hot relaxing back and shoulders, clasic masaj, cine vrea un clasic masaj, sau wave masaj. Și wave masajul se duce de pe spate până pe șezut. Holy, pardon. Cred că am trecut cu 5 km peste limita de viteză legală în mai puțin de 5 metri. Îmi pare rău, n-am vrut. Revin la ideea că ai nevoie de un outfit mai puțin casual pentru a conduce o mașină de genul ăsta, sau dacă nu, de a conduce, de a sta în spatele ei. Și atunci eu m-am gândit să mă duc la un prieten din București care se ocupă fix cu treaba asta, îmbracă bărbați, ne ducem să mă îmbrace ca după aia să mă poarte la o tură prin oraș, să vedem și noi, să gust și eu treaba asta cu a fi boss, a fi un om condus îmbrăcat la patruace, într-o limuzină de patruace, la o tură mică de București. Cam asta vom face acum. Mașini și afaceri! La bordul unui Mercedes CLS am ajuns la mall. Am emoții, ca să fiu sincer, întrucât mașina are mai mult de 4 metri lungime și în acest mall, în această parcare, n-am fost de mult și nu știu cum o să mă descurc în ea. Cel puțin parcarea de la Intercontinental, de unde am plecat, excelentă. N-am mai fost de mult nici acolo, renovată, extraordinar, brici. Pe minus 1, pe minus 2. No, am ui atunci. Încerc să parchez 4 metri jumate de mașină, pe un loc destul de îngust, fără camera de pe spate, întrucât am dezactivat-o. Vreau să văd dacă mă țin bojocii să parchez o limuzină dintr-o singură bucată. Ghiși ce? M-au ținut. Am ajuns. Hey, man! Salut! Ce faci, domnul? Bine ai venit. Bine te-am regăsit. Cum e? Cum e, merge bine treaba? Da? Ce faci tu? Bine, uite, am venit pentru... Am ajutat și am îmbrăcat pentru o ocazie specială. Nu ce nuntă, ocazie? Nu nuntă, nu botez. Am în teste o mașină care mă obligă într-un fel să port altceva. Îți arăt mașina, dar gândește că e o mașină de 4 ace. Okay. Și atunci trebuie să arăt... Eu nu vreau să mă trimiți cu un papion la gât și cu aia, dar totuși nici să fiu în bermude, că m-am simțit ca omul de la spălătorie care cam așa, mașina, nu? Ceva stilul ăla. Da. Mai ai sau dat? Hai că găsim ceva. Găsim ceva, uite. Că te văd la reduceri, când apare colecția nouă? Bun, acum suntem în reduceri. Așa. Avem ultima parte a colecției trecute. Așa. Așteptăm colecția nouă. 15 după 15 septembrie. Pentru tine, cu siguranță, avem ceva ca de obicei, așa că începem. Avem și pantofi, da? Avem și veste, avem și pantaloni, avem sacouri, avem cămăși, avem tot ce ne trebuie. Dar eu cred că știu ce trebuie. Așa. O să punem o cămașă albă, okay, o vestă, un pantalon și un pantof maro. Perfect. Prea mult pe stilul tău. Ok. Hai la cabină și ți aduc eu tot ce trebuie. Bine, mersi.
Sorine? Da. Ia zi, bro, cum e? Stai un pic. Și ce vreau să întreb? Închidem sau nu închidem? Adică... Mie îmi place așa. Mai deschis așa? Mai deschis, da. Eu zic că este ok. Tu? Ce zici? Îți place? Este ok. Da. Mișto, îmi place. Îmi plac pantofii de mor. Da. Comoz, mișto. Stai un pic, că vreau să-ți dau ceva. Facem un deal? Facem. Tu m-ai îmbrăcat. Așa. Și eu îți dau să cheia ca să mă conduci tu puțin. Să văd cum, știi? Am înțeles că, da. Să nu spui că e de la mașina mea preferată. Care? Mercedes SLS. Da, da, hai să mergi. Da, mă duci un pic și pe mine pe București. Te duc, te duc, te duc. Să văd cum e în natura. Hai. Hai. Nu, pe acolo, pe acolo, că am băgat-o la minus 1. Bă, cum ai început business-ul Manscaped? Ce presupune? Să îmbraci bărbat. Păi a început așa. Eu lucrez în domeniu, în domeniul confecțiilor. Așa. Și mergând prin țară pe la fabrici să vând inserții textile termocolan, vestiile, furniturile care se pun în sacourile noastre, în pantaloni, în veste. Așa. Veneam acasă de fiecare dată cu un pantalon, o vestă, un sacou, vestii de calitate, făcute în România. A, bun. Și Raluca, soția mea, la un moment dat a zis, păi, de ce nu facem un magazin? Ca să aducem și celorlalți bărbați ce? Produsele pe care, da. Cu care tu vii mereu acasă. Și uite așa, știi, discuția a început undeva, cred că prin decembrie 2013. Raluca s-a pus pe treabă, a început să caute o locație. Culmea e că în martie aveam deja locația găsită, aveam numele. Și ai zis, hai să facem, hai să facem, toate bune și frumoase. La început cumpăram haine făcute de la fabricile din țară. Așa. Și le vindeam. Nu ne gândeam că o să facem noi brandul nostru. Uh-huh. Am zis, ok, o să fie un magazin multi-brand unde aducem în atenția oamenilor produse made in România de calitate. Între timp ne-am dat seama că nu funcționează chiar așa, că ce vrei tu nu îți dă neapărat fabrica sau nu are deja fabrica făcută. Și am început cu cămășile, am început să facem noi cămășile noastre. După aceea am început să facem niște pantaloni, niște veste, am început cu pantofii. Pantofii m-a prins foarte tare. După aceea da, știu că și noi am noi doi, de fapt, avem, avem antecedente da, și da. Avem două modele făcute împreună. Și între timp am zis fix acum 2 ani de zile, cred că trebuie să facem noi totul. Ce pe spune asta înseamnă că mergem, alegem noi țesături, le cumpărăm, ne ocupăm de partea de design, mergem în fabrici și producem noi totul acolo. Pantaloni, cămăși, lucrăm veste, ca orice brand de afară pe care îl găsești în noi de piață. Așa. În același sistem lucrăm și noi, încercăm excelent. Să facem același lucru. La o calitate corectă și exact cum trebuie, dar făcut aici în România. Excelent. Pentru că se poate. Pentru că la noi în România produc toate brandurile mari de afară, pentru că noi avem tradiție și facem asta de peste 50 de ani, 60 de ani chiar. Și atunci, asta e lucru pe care lumea nu le știe, de fapt. Da. E păcat. Da, și mare păcat. Păcat să nu le comunici, să nu știi. Exact, da. Și ușor, ușor am ajuns să facem, am zis, ok, ce putem face noi ca să fim diferiți? Și atunci am început să ne jucăm cu texturile, culori, să facem outfit-uri. Nu doar costume, costume face toată lumea. Da. Și atunci am zis să facem ținute. La noi tot e mix and match, adică chiar dacă ai din aceeași sestră și sacou și pantalon și vestă, dar tu se vinde separat. Că tu poate porți 52 la sacou și ești 48 la pantalon. Cum poți să te oblig pe tine să-ți cumperi pentru sacou și pantalon? Exact. Care nu-ți vine. Da. Pe lângă asta am zis, ok, să mai venim în întâmpinarea clienților și facem și partea de modificări. Ce înseamnă? Mai strântezi un pantalon, mai intri în talie, îi faci un tiv, scurtezi un sacou, scurtezi mânecile. Toate lucrurile care, în principiu, pe vremea lucrătorii le făceau, dar la noi s-a pierdut un pic chestia asta. Dar ușor, ușor începe să revină. Un bărbat, zic eu, părerea mea, trebuie să aibă un croitor care să-și facă, să-și modifice hainele din când în când sau să-și facă un pantalon sau o vestă. Un bărbier? Un bărbier, clar. Bine, uite-te la noi. Da. Și un cizmar. Și o trupă de lăutari. Nu, asta nu. Acum nu știu dacă merge în mașina asta să dăm pe lăutărie. Da, păi dacă tot veni vorba de mașina asta, ia zic cum ți se pare. Ai zis că ești fan modelul ăsta. Deci când mi-ai zis că o să încercăm o mașină expensive și de calitate, m-am gândit la alt model de la așa. Ei. Dar când mi-ai zis ce model este, am zis, wow, nu pot să cred, pentru că este modelul meu preferat de când a apărut CLS-ul, mi s-a părut cel mai tare model din punctul meu de vedere de la Mercedes. Da.
pentru că îmbină partea sport cu eleganța pe care o au doar ei. Uh-huh. Iarăși, din punct de vedere. Da. Și se vede evoluția de la model la model. Interiorul nu ai recum să nu te atragă. Nu, da, adică, numai suntem într-o sufragerie. Da, chiar, roți. Da. O sufragerie mai așa, cu tonuri din astea clasice, dar totuși pe culoarea mai nouă, mai albul ăsta. Da, uite, știi, albul ăsta, lemnul ăsta, ok, în primul rând avem lemnul ăsta. Eu sunt fan neapărat lemn, cât culoarea lemnului. Mm-hmm. Dacă o vezi la mine în pantofi, da, maroul ăla, exact. Natural, așa, uscat un pic. E, mă nebunește chestia asta, că iau lemnul ăsta pe care îl folosesc și îl lasă natural, decât așa. Combinația cu pielea, cu textura, știi? Exact ce facem noi, știi, combinăm exact, texturi. Da. Uite, asta mi se pare foarte tare, cu usătura asta care e genială. Crezi că am fi privit cool dacă ne-am ce să mâncăm un kebab? Păi nu cred că ar fi mai diferent. S-ar putea să fie acolo vreo două modele la fel de scumpe, minim. Cred că ai dreptate, da. Și pantaloni scurți, exact cum am venit eu, mai eu și șlapi. Cred că mai mirați ar fi de cum suntem îmbrăcați decât de mașină. S-ar putea să ai dreptate, da. S-ar putea, nu știu, putem să încerc. Cât de des ar trebui să ne îmbrăcăm? Cât de des ne simțim noi, simțim nevoia? Pentru că trebuie să te îmbraci așa și în momentul în care te duci undeva, vrei să transmiști ceva, dar în primul rând trebuie să te îmbraci, chiar dacă te îmbraci așa, trebuie să-ți placă și să te îmbraci ok, nu trebuie să exagerezi. Mai trebuie să punem nenumărate accesorii pe noi, nu trebuie să exagerăm, să punem foarte multe culori sau și carouri și punctulete și paisley și... Da. Trebuie să avem o piesă principală și construim pe lângă ea. Vorba unui prieten de-al nostru în comun. Bă, hai să nu ne împăiem. Ia uite, care e aici? Este modelul precedent. Care? Frumos, sunt bine. Eu nu știu ce modelul precedent. De cum să nu? Ți-am zis că e mașina preferată. Deci ăsta e modelul precedent. Da. Cred că e chiar cel cu facelift și are un pachet AMG pe el. Da. Cred că emisiunea asta o greșit prezentatorul. Da, mă puteți contacta și pentru emisiunile viitoare. Pasiunea mea nu este, sunt mașinile. E bine, dragi privitori ai emisiunii Mașini și Afaceri. Asta a fost, nu sigla, ci eticheta de astăzi. Sorin, mulțumesc frumos. Eu îți mulțumesc. Mi-ai îndeplinit o dorință. Da, sper să... E și frumos. Sper să se vândă. Da, chiar. Mulțumim frumos. Cred că așa ar trebui să arate omul când conduce o mașină de genul ăsta. Sau măcar așa. Sau măcar pe aproape, da. Men's Cave, Tudoran, Mercedes-Benz, CLS, Mașini și Afaceri. Mulțumim, ne vedem tura viitoare. Este momentul AutoZvon. Dezvăluim o inițiativă comună, OMV Scania, denumită Transportul Viitorului. Ghidul dumneavoastră este un om foarte priceput. Mihai Pașol, Marketing Manager Scania România. Bună ziua! Sunt Mihai și acesta este începutul unei miniserii care se numește Transportul Viitorului. Ne aflăm astăzi în fața unei bătălii epice între omenire și felul în care ea alege să își ducă activitățile pe această planetă, să polueze și pe de altă parte ecosistemul foarte fragil al planetei. Avem o singură planetă, There is no planet B. Ideea de bază este că noi trăim într-un strat foarte, foarte subțire. Deși pare că cerul este infinit, este un strat extrem de subțire în care noi putem trăi. Dacă ne-am sui într-un camion și am merge la o viteză de autostradă normală, 80-90 de km la oră, și l-am luat și am merge direct în sus, am atinge planul exterior al acestui strat, între 5 și 10 minute am ajunge acolo, în zona de limită în care omenirea poate trăi. Zilnic, omenirea poluează atât de mult încât energia emanată este echivalentă cu explozia 400.000 de bombe de la Hiroshima. Planeta se încălzește foarte, foarte rapid, iar ultimii 4 ani au fost cei mai călduroși înregistrați vreodată. Trebuie să schimbăm ceva aici și acum. Ne aflăm în fața unei revoluții a sustenabilității, o revoluție care trebuie să înceapă. Dar ce este sustenabilitatea? Sustenabilitatea, deși pare că e un termen destul de complex, este o chestie simplă. Trebuie ca fiecare activitate de transport, fiecare business, să se gândească la trei lucruri de fiecare dată. În primul rând, profit, pentru că, normal, nimeni nu va munci fără profit, fără a produce
niște bani în fiecare zi când merge la muncă. În al doilea rând, trebuie să ne gândim la oameni, aceia angajați de noi, dar și ceilalți oameni. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne gândim la planetă, pentru că nu avem decât una singură. Vrem să dovedim că avea grijă de planetă este și profitabil. A reduce consumul de combustibil înseamnă să și ai mai mulți bani în buzunar, dar și să ai emisii de dioxid de carbon mai mici, ceea ce se va traduce într-un viitor, un viitor pentru copiii noștri, pentru că trebuie să le lăsăm o planetă curată, trebuie să aibă șanse să trăiască și ei pe o planetă care să-i hrănească și să-i susțină. Aceasta înseamnă sustenabilitate. Avem două personaje foarte importante și foarte simpatice care ne vor explica cum să facem acest lucru. Haideți să-i cunoaștem! Consumul 100. Vezi cum urcă în 100 consumul? Ai, ai, frate, ai, 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 ai. Chiar dacă mergem foarte încet per ansamblu acum și mai încet dacă raportăm la ce am făcut noi astăzi cu mașina ta. Ai, 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 ai. Și aici pot să savurez într-un alt fel, da, drumul. E o plăcere și o satisfacție. Exact. La raliu ție nu prea cred că îți ții cont de consum, ci mult mai mult de timp. În schimb, la noi nu suntem sponsorii mașinii, ci mașina trebuie să ne ajute să ajungem într-o zonă de business unde să fim profitabili, să reușim să ne plătim salariile. Între 85 și 90 la oră, fiecare kilometru poți să-l înmulțești cu un litru în plus la consum. Pe dacă, bune? Pe bune. Deci dacă mergi cu 5 la oră mai mult peste 85, ai exact 5% consum, care dacă faci o estimare sau o transformi în litri și o transformi după aia în euro, de exemplu o cursă de România-Nürnberg, să luăm, da, dus întors, Germania, generez un cost de aproximativ 150-160 de euro în plus. Bani care nu faci nimic altceva decât îi arzi pe toba de șapă. Da. Pe lângă faptul că crește consumul cu 10%, există sau se mărește și riscul de accident cu aproximativ 40%. La noi nu se ține cont de consum, că am o distanță foarte scurtă, am urcat, am făcut performanță. Da. Și e și protejat, pentru că știi că ești numai după traseu. Deci pe când aici este un business, riscul accidentului numai dacă ți-l generezi tu singur. Dar aici, băia, 40% se pot întâmpla din orice accident neprevăzut. Da. Deci, în concluzie, dragul meu Gabi, dacă ești în situația de a mări viteza sau a lăsa-o la 85, totdeauna trebuie să te gândești în prealabil, pentru că mergând cu 4-5 km mai puțin, să faci, te gândești de două ori cum, exact, ar veni. Faci un bine și business-ului și naturii. Planetei. Mi se planetei, pare normal. Da. Mi se pare normal. Dacă nu avem noi grijă de ea, atunci cine? Nimeni. Extraterestrii? Nu. Sau cel de sus? Ha. Se pui frână, accelerezi, pui frână, accelerezi. La voi în camion, lași camionul să curgă, da, să meargă, da, la sine. Deci vine curba la dreapta, îi dăm gaz, ca așa faceți și voi poate prin ăsta, și la un moment dat îi dai voie să curgă ea. La cursă ai nevoie de frâne, da? Accelerație, blana, acolo câștigi timpul. Ai frâne eficiente, frânezi foarte scurt, ai plecat gazul pe podea, nu? La voi
Trebuie să o lași să ruleze cumva, din câte am înțeles, nu? Că deci, nu știu, nu-s camion agiu. Cred că o să mă apuc de camion, să mă fac o de camion. Deci, măcar o cursă ar trebui să facem și o să vezi cât o să ai de luptat cu instinctul tău la un moment dat. Dacă, de exemplu, ajungi la Nădlac și prinzi 10 km de coadă la vamă, sau ajungi la renumită intersecție de la Domnești. Așa da? Să ajungi și primul în coadă sau cum? Exact. În afară că ai ajuns primul în coadă sau... Nu este nicio schimbare, așa? În afară de faptul că ai consumat mai mult combustibil. Exact. A fost o tensiune mai mare, presiune da. Asupra da. Ta. Și de fapt ajungi tot acolo în locul da. Ăla. Da, da. Pe lângă combustibilul care s-arde mai puțin, ai o sumedenie de economii, gen frâne, anvelope, toate astea lucrează un pic mai relaxat, adică nu... Să înțeleg că se diminuează foarte mult costurile dacă știi să faci o strategie în a folosi frâna corect, a lăsa mașina să ruleze. Bravo, exact așa e, David. Așa că recomandarea mea îi, orice cursă, cât de grabă ar fi sau cât de scurt ar fi timpul, trebuie lăsat minim 20% să ruleze din inerția lui.